Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că dacă vreți să cumpărați sau să vindeți conturi de Steam, o puteți face pe site-ul din descriere. Primul link din descriere este steamaccounts.us, un site unde puteți să vă vindeți contul de Steam sau puteți să cumpărați alte conturi de Steam puse la vânzare. Aveți link în descriere. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou episod de CSGO Prime Hacking, o serie pe care mulți dintre voi ați așteptat-o, n-am mai postat-o de 3 săptămâni, ce 3 săptămâni, de aproape o lună n-am mai postat-o. Lexule, zici tu ceva, frate? Salutare bă băieți. Salutare bă băieți, suntem aici la rancuri de DMG și Legendary Eagle. Bă băieți, m-a rugat, taci în morții tăi copii, așa, e și frate meu aici lângă mine. Bă băieți, nu uitați că și Lexu are un canal acolo pe care postează Hack vs Hack și alte chestii. Dați și voi acolo un subscribe, băieți, facă și el măcar 200-300 de abonați. Dați acolo neapărat un subscribe, face Hack vs Hack mai multe chestii interesante. Și hai să vedem acum dacă... Acum pot să joc și eu în sfârșit, bă, deci episodul ăsta îl filmez fix după live, deoarece v-am promis pe live. Mamă, deci uite acum ce joc, n-o dai cu mine, n-o dai, deci joc prea bine acum, bă, băieți. Episodul ăsta îl filmez fix după live și m-ați înjurat, deci ăia care m-ați înjurat pe live o să regretați, pentru că dacă n-aveați episod, sufereați mult mai mult, că episoadele sunt mult mai interesante decât live-urile. Pe live-uri stăm, ne plictisim, ne mai înjurăm, mai vine unul pe chat care mă înjură. Așa aici... Mai vine unul 18 frame-uri. Exact, mai... Mamă, taci Lexule, le mai dai de că zic ăștia acum și în comentarii 18 FPS, te rog eu, nu le mai dai idei. Deci nu le mai dai idei, Lexule, hai să o lăsăm așa, bine? Ok. Și jucăm cu abonații, bă, ziceți și voi ceva, bă, băieți, m-auziți? Da, te auzim. Salutați și voi episodul, bă băieți, că filmez acum. Sunt singur care n-are hack de aici? Cred că da. Cred. Câți ani ai, bă, Valentine? 18. Ah, lol, părea mai mare. Bă băieți, ăștia care uitați la mine pe canal, poftim? Aveți acolo gameplay pe HV și cu stai că nu-l aud, că vorbește Lexu pe Discord. Câți ani am eu, sau? Da, 16 sau câte. Eu fac 17 pe 10 august, sunt 5 zile, frate. Mulțumesc. Mersi mult, mane. Hai să vedem, bă băieți. Vreau la mine pe canal, vedeți gameplay pe HV și toate codurile. Mama, m-a omorât Michael, ești nebun la cap. Michael m-a omorât pe mine. Mamă, avem un spectator, ești nebun? Cine ne spectatează? Da, bă, voi să vină și tutorial în legătură cu ecola de Valorant. Probabil mâine, mâine sper să apuc să-l postez. Aia ar veni vineri, cred că voi când vedeți episodul e joi și vineri o să vină și tutorialul pentru Valorant. Că, na, v-am promis că o să-l fac, dar nu l-am mai făcut din păcate. Dar o să-l facem, nu-i problemă, băieți. Că am văzut, deci, pe tu dai seama, Alexule, tu ai dat 100 de euro pe un cheat pentru Valorant? Nu, pentru că Da, vreau AWP, vreau AWP, vreau AWP. Da, vreau AWP. Ca și legit. Da, vreau AWP, man. Totuși n-aș da 100 de euro pe o lună. Bă, 100 de euro e exagerat de mult, sincer. Mamă, nu se... Mamă, ce? De când se pornește meniul de buy de pe E? Poți să dezactivezi chestia din meniu. Din setări scuze. Moară, Bibi. Nu mai trebuie. Nu mai trebuie, mane. Stai că eu nu mai sunt obișnuit acum cu voice chat-ul, că eu la un moment dat nu mai foloseam voice chat-ul, că aveam un program care mi-l dezactiva. Da. Și eu tot vorbeam, îți răspundeam, dar nu apăsam ăla de voice chat, știi? Na. Ca prostul. Bă, dar ea-s chiar slab de la echipa adversă, mă, băiatul ăsta de un no-scope. Am zis un no-scope. Am zis un no-scope. Hai că mai dau eu no-scope dacă e ceva. Hai că dai tu no-scope. Sarpel. Rainbow. I-am dat-o, mă. Mi-ți aude alarma de la mașină afară? Da, și se aude destul de tare. A cui alarmă porni? De la Volvo? Sau de la Passat? La Passat. Nu, de ce o porni, mane, așa de sensibil, e Passat. Abar, rău. Nu, e mama acolo, nu știu, dracu. Vrea să pune mașina. Vrea să fugă cu CC-ul. Bagă CC-ul în buzunar și fuge. De ce o porni, mă? Mamă, dar de... Mamă, nu știu, mă, ce-a făcut. Să vezi de Revelion când am dat eu cu un FP3 sub mașină și-o pornit alarma la mașină. Și putea să bubuie și rezervorul, dracu. Da, na. Bă, așați-mă și pe mine, bravo, Lexule, ești bun. Da, eu sunt trebuie, între timp. Unul mort? Nu, e ăla din palat. Tu-s copilul, mătii. Michael, doamne, vezi că Michael ăla, Mihail, de fapt are mare cheat, are backtrack-ul. Sau nu știu dacă a fost lag de la server sau chiar are backtrack. Eu dă Jaxi acum. I-a dat-o, bă, dar Jaxi ăsta ce gita-i? Ce cod ai Jaxi? Mamă, jucăm, să fac un clickbait de la Jego, să am jucat cu Jaxi. Bun. Unity, nice. Ar merge un clickbait de la urât. Am picat cu Jaxi în match. Am jucat cu Jaxi în echipă. Mi merge skin changer-ul pe Emil cu aia la cuțit. Mamă, care e? Bă, Will Scout Elite e departe. De cel mai bun rang de pe Wingman, că nu știu rangurile pe Wingman. Sau mai am... Pe Danger Zone cu aia. Pe Danger Zone, pardon, pe Danger Zone, da, corect. Par, n-am, I have no idea. Nici.
Că am Will Scout Elite și arată șmecher rank-ul, adică e așa, ca un fel de DMG, Legendary Eagle. Cam... Bă, e ca lumea de jujul ăsta, joci? Bă, dacă îl joci la non, prea mult să ai numai de spinner și o să te enervezi. Că tu versus încă 16 cu spinul e destul de frustrant. I mean, Prime. Bă, Prime dai foarte rar de spinner, dai de spinner și la Prime, că na, nu e Overwatch, deci, na? Dar nu dai așa de des, să știi, adică poți să joci cu legitul. Adică sunt mulți care au hack, dar joacă legit. Pentru că nu știu de ce, oamenii speriați că dau de cod ăsta, că au Overwatch sau nu știu. Că nu știu de ce, adică dacă tu joci Danger Zone și la Prime și la non-Prime, poți să-ți bagi rage-ul că nu iei bani, dar... Oamenii nu joacă legit, nu știu de ce. Edic, ce tot faceți mai aici? Dar mai încet, frate, nu te rămas casa. Mai încet, mai chill. M-am găsit, normal. Închideți ușa dacă ieșiți. Merge. Doamne, trăiți iar, mă. Andreea, cu frate mi-o dărâmă acasă. Păi, nu știu ce fac, să mor eu. Deci, habar n-am ceva, dar dărâmă acasă, cred că. Dar eu vorbesc încet. Da, mă, da, hai, închide ușa. Doamne, mă, să vorbesc eu încet, auzi, ce vrăjeală. Asta e vrăjeală. Unul mort. Bă, deci iau prea, uite, știu cu ce. Michael, Michael, Michael! Ah, am dat lag la asta, am dat lag, bravo, mă. Băi, tu vezi ce bine o dau cu în full screen? Zici tu că nu-i diferență, full screen versus full screen window. Dar ce mă, tocmă, nu tot cu... Deci stai puțin, asta se pune numai la live chestia asta? Da, cu da, da, păi nu, că eu filmez cu Shadowplay-ul, Shadowplay-ul n-are treaba. Ah, da, da, da. Shadowplay... Păi de ce nu faci live cu Shadowplay? Ce e calitatea? Pentru că nu, nu, calitatea e la fel, numai că dacă vreau să intru pe un Discord, un ceva și nu vreau să vadă pe live, n-am cum să dau ăsta, să fac ecranul negru, știi? Gen ăla-ți... Pura mea, e, se mai întâmplă. Ăla-ți captează orice, îți captează tot. Știi? Shadowplay-ul. Și Shadowplay-ul are probleme, adică mie acum nu mai mi-apare dacă filmez sau nu, știi? Deci și Shadowplay-ul e un pic futut. Deci, na. Sper că filmez acum, că dacă nu filmez, dai seama că mâine, papa, nu mai postez nimic. Tu-s copilul, mă, Timai, ăla... Mamă! Ce? Mă uitam la tine când ai murit. Mamă, deci mi-a dat-o rău de tot. Vezi că e aici unul, bravo. Bravo, i-ai dat-o. Da. I-am dat. Azi eu de Jaxi, ia fii atent. Nu am ce mânca, zici că e Jaxi la față, a.k.a. Rock Coffee. Deci, vedeți băieți, dacă vă luați membru la canal, puteți să jucați cu mine în meciuri, pe episoade, pentru că, uite, Rock Coffee, băiatul ăsta este membru și cred că toți din meciul ăsta sunt membri, adică și Gamer și Sfântul Valentin, cred că sunt membrii toți. Mamă, Jaxi, vezi că sare urâții, da? Mă bată tata. Mă. Stai, tu ai mut sau de ce nu te aud? Nu, i-am... Da, nu, cred că se joacă Semirage, nu vezi? Asta cred că face... Ce? Cred că sunt pe live așa și... A, nu. Asta cred că dă Semirage, omul. Ia mă, eu filmez, da mă, eu filmez. Deci e foarte futută treaba acum la Shadowplay. Știu, deci știu, omul, n-are treabă. Well played, City. Te-i. Mamă, mi-a dat AVP, care mi l-a dat? Mamă, Sfântul Valentin, mersi mult, mane. Mamă, deci un match super lejer, ăsta e un match super lejer. Da, ești leșit, dau... Opa! Hai mă frate, dă-i pic. Mort. Deci le dau semi-rage, ești nebun. Mă duc direct pe ei. Wallhack, ok. Unul mort. Ah, mi-a dat. Ok, man. I can't wait to get Vegbend. Vegbnaned. Asta o să fie nouă meu nume de scenă. Bnaned. Named. Bnamed. Așa o să se numească. Gamer. Mamă, uite și pe ăsta ce intră. Honor, tu ești Cadillac Honor, tu ești, mă, direct prin flash a intrat. Bă, dar stai, tu când dai flash, de fapt, cred că îi vezi pe ceilalți cum își pun mâna la față, nu? Da. Lol, nice details. Bă, un AVP, ar merge. Ar merge un AVP de la Blanau, mersi, mane. Mi-a dat sniper watch pentru că, a, sniper unui membru, nu-i accept. Glumesc, mă, accept. Vă accept la toți, bă, băieți, vă accept cerere la toți, normal că vă accept. Mamă, dar nu-l găsesc, las că accept după aia. Bă, deci pe mine, mamă, când mă enervează oamenii ăștia, am zic bye-bye, account, nu știu ce, dar eu joc de 2 ani cu cheat-uri pe contul ăsta și n-am luat ban. Și-s chiar așa de dobitoci, mă, și enervează deja. Știi? Mamă, și ăla... Dar tu ai văzut câte semi-rage-uri și câte spinner-am dat și eu dau urât. Eu, deci în 2016, dacă dădea așa cum dădeam eu acum, luam ban. Deci în 2016 ascundeam cheat-ul cât de tare puteam și tot mai luam Overwatch-ul. Dar acum e stricată treaba. Tu-s familia, mă, nu mai merge. Doamne, mă. Iară mă enervez cu CS-ul, să vezi că e unul în dreapta gamere, bravo. Hai Cadillac să vedem, zboară ținta sau sal. Legit. Mamă, da, dai semi-rage, nu glumă, să-mi ba picioarele. Adică direct pe ei intri, dă-i un smoke, dar vezi că s-ar putea să te ia. Te ia.
Băi, o frică n-ai, Lexule, o frică. O frică n-ai. Ia. Am încredere. Ai încredere în Skit. Dă și mie un drop, te rog. Un AVP ceva, un, nu știu. Deci s-a băgat practic. A? Nu pot să-l iau, fuck me. Nu ajung până aici. Oh, mi-a dat altcineva AVP. Man, gamere, ține tu ăsta că e-s ok. Na, bine. Ține AVP-ul, ia-l măcar, gamere, bravo. Contul ăsta e veteran, am dat și HVH pe el. Ai făcut HVH pe el? Gen spin chestii? Da, da. Da, mă, de 3 meciuri. Mamă, păi e bine rând, unul semi și unul HVH. E bine rău. Mamă, i-am dat-o, sper că i-am dat 110. Mă bat tata, în gură mi l-a dat. Direct prin full flash am dat. Încă unul. Deci eu n-am treabă, mă, pe... Încă unul. Deci eu pe full screen îs zeu pe CS. Ești nebun, acum bine să nu exagerăm cu zeu pe CS, că na, bravo, mă. Deci vezi? Bă, cu full screen ăsta nu ai treabă cu full screen-ul. Cu full screen window-ul ăla te mai, na. Da, deci cum să faci și un live cu Shadow Play-ul? Nu știu, aș încerca. Da, aș încerca, dar nu știu. Dacă se vede ce dragul se vede pe Discord, că n-ai... Mai am și parola de la astea, gol. De la payouts, de la astea, așa, alea sunt mai importante. Poze cu mine gol mă doare în pula, poate să circule pe tonetul, sincer. Da, parola de la video, azi contează. Aia contează. Păi poze cu mine gol, ce trebuie, mă? Păi ăștia care fac filme porno, nu-s poze cu ei goi pe net. Mie nu m-ar deranja, eu m-aș apuca să fac și filme porno. Să moară Bibi. Eu nu, mie nu-mi rușine cu corpul meu. Numai că nu... Parola de la ei pe iauța aici, nebun, cu Uruguay ăștia, se supără pe mine după. Dacă intră unul pe contul meu și mi-a toți banii, știi? Aia să nu se vadă, cum mai am acolo, i-am dat-o la Denis, na. Poate intru din greșeală, cine știe ce porcărie fac. Ba, mamă, dar ce sărituri fac, n-ai treabă, mă. E movement-ul mult mai bun, ți-ai mișcă ținta mult mai bine. Tu joci pe full screen window sau pe... Bine, nici de pe laptop n-aș putea să joc, adică nu știu cum joci. Nu, ideea e că mie niciodată nu mi-a plăcut full screen window, mie mă joc full screen normal. Da, dar tu ai al monitor conectat la laptop sau ai... Nu am monitor la laptop, am monitor de 144 de Hz. A, deci tu de aia poți să joci. Eu n-aș putea să joc pe monitorul de la laptop, nu-i jucabil. Dar nici eu, nu m-am jucat niciodată Counter Legit de pe monitorul de la laptop. Bine, cât ai... Câte FPS-uri ai așa în CS, fără... Acum, fără gen... Fără filmare, fără nimic. Da. Am 120-130. E bine, cu i5-4210-ul ăla? Da, da. Băi, ești prost. Mamă, și eu pe laptopul meu am 50 FPS-uri fără să filmez. Bine, dar ideea e că eu i-am băgat și Kerosene al meu. Ce i-ai băgat, mă? Kerosene. Smicherii? Da. Ce smicherii? Am dreacu, overclock la tot. Cum dreacu? La placa video, poate, la procesor ce overclock să-i faci? Poate ai băgat boost-ul. Bă, și la procesor i-am dat de 0-2. Nu e ideea overclock-ul inițial, dar ideea e că sunt, am un calculator foarte optimizat, știi? Nu, eu n-am, mă, eu mi-am băgat Windows-ul clean, am făcut optimizări 70-80 FPS-uri, am și cu overclock la placa video, că am dat cu Messi Afterburner-ul, că merge dacă ai driver mai... Pe ce rezoluție? Pe Full HD. Bine, Full HD, da, într-adevăr, am și eu 70, dar nu mă joc pe Counter, mă joc pe 1024 pe 768. Da, laptopul tău ce rezoluție are? Tot Full HD e? Monitorul, da, laptopul e 1362x768. La meu am Full HD pe monitorul de la laptop, pe ecran. Nu, dar eu am Full HD. E monitorul mare. Nici câți giga de RAM ai? 6. A, 6? Eu am 8. Dar nu înțeleg de ce merge așa prost. Bine, dacă zici că pe 1080p, deci bag și o rezoluție mai slabă și poate merge mai bine. Pe 768 îți merge bine rău de tot. Și se simte ca și mai juca pe PC, adică nu se simte diferență că e pe laptop. Nu, dacă ai și monitor ca lumea. Deci o să bagi 4 fix. 4 în palat. 4? Bă, dar ce coștea, mă, trăiți iar? Campează cu pistolele, vor să scoată arme. Nu e problema de război, că intru acum în ei. Intru... Ia fiind aici. Mamă! Mamă! Hai, ieși un pic afară să te văd. I-am văzut arma, mort. Mai mă, că nu dai cu Raul 2K pe legit, mă, băiatule. Nu dai cu Raul 2K. Mamă, Jack, să mă bată tata. Izboară-ți ta urât. Noob Ziusec, bă, tu ai. We are pro, noob. 1400 hours. How can I cheat? Hai că ăsta nici nu-i sănătos la camă. I will get banned if I cheat. Ha 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 ha, deci știu băieții cu ce se mănâncă cheating-ul. I have so worth. You are cheating, lol. You are cha-hitting. Cha-hitting. Mamă, mi-a dat unul coment, mersi mult, frate. A, tu mi-ai dat. Știi ce de coment? Da, eu sunt. Nu, eu ți-am dat mai demult și nu mai pot să-ți dat. Ți-a dat unii dintre băieții ăștia că mi-a dat și mie. A. Să ne explicăm și noi transfactorul. E bine.
Mort. Da. Bine drept. Tu că abonați și spune să-ți dea coment, gen, ca să-ți ridici tu trasfactorul ăsta, nu mai jucăm pe rosul. Mă omură, ăsta mă omură, mă omură, mă spar, că nu vreau să-i dau la cap, că dacă-i dau la cap îmi iau ban. Îmi iau ban. Wop, wop, eroina. L-am luat. Băi, meci de 16-0, chiar așa lejer, mă. Tu sac. De câte 10 minute filmezi? Cred că de un sfert de oră, mai nici atâta, ce un sfert de oră? Cred că s-a cât un meci de Danger Zone a fost, să-mi bat picioarele. Meciul de Danger Zone cam atâta, 10-15 minute durează dacă nu stai camp. Dacă mai dai de ratați de ea de stau camp numai în case ca să se strângă zona, durează și jumătate de oră. Dar așa, 10 minute, cum dau eu cu hack-ul pe Danger Zone. Am terminat și un meci în 7 minute de-am intrat cu Rage-ul ei. Deci n-ai treabă. Dar culmea că uite, la unii le dă la 10 win-uri, rank-ul pe Danger Zone eu l-am la 6 win-uri. Mamă, ce am dat-o la ăla. Hai că nici nu joc OVS. Hai că nici nu suntem un pic OVS, băieți. Ce meci, 14-0 adevărat. Dar sunt rank-uri mici ăștia. Dacă aș lua globalul, doamne, ar fi cea mai mare fericire din viața mea să iau globalul acum. Dar nu se va întâmpla. Not gonna happen. Ideea e că tu te joci cu bună, scor rank mai mic ca tine. Da, și asta și mi-am luat party member band azi, de exemplu, când am deschis GS-ul aveam, dar nu mi-a scos meciul. Da, și aveam party member band, de pe live-urile tale aveam. Da? Deci și-a dobit tot și bani. Nu se sare să joace. Eu nu mă joc deloc în afară de live-uri, adică singurile mele meciuri sunt alea de pe live-uri și din episoade. Probabil știi cine și-ar fi luat? Și-ar fi luat Sky de pe... Mă știi? Zici? Da, că Sky de semire ești pe conturile la crăcate. Deci probabil și de la aia. Și-o la urmă. Da. Hai pe B. Da, hai B, hai Raj B. Tot uit că am voice chat-ul și îmi vine să scriu un chat, știi? Am reparat și-o voice chat-ul acum și tot uit să-mi bat picioarele. Că aveam voice modul ăla și nu mergea ăla. Da, mi l-am scos, că oricum nu mă avantajează cu mult. Eu după meciul ăsta trebuie să mă bag să-mi editez clipul cu OneTap. Opa, bravo, mane, bă, ce OneTap. Mamă, și-a luat 5... A, are pe 2000, de fapt. Wait, am crezut că are 5-7. Michael, mori. Bravo, mă. A, mă, poate iau și-o Supreme-ul ăla azi, mă. Supreme-ul, doamne, globalul, trăiți iar, doamne, mă. Vorbesc cu păcat. Poate iau și-o globalul ăla, 30 de kill-uri, 30 cu 6. Bravo, mă. Hai să vedem, am luat și noi globalul ăla sau salut. Am luat și noi globalul ăla, băieți? Nu l-am luat. Normal că nu l-am luat, mă, cu aia. N-ai cum să dai, nu se mai poate așa ceva. Eu am luat Supreme-ul. Ai luat Supreme? Da. Tu te mai serios? Mă, am luat Supreme-ul, mă, nu vine să cred, bă, băieți. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Seria noastră de Road to Global continuă, deoarece încă n-am luat. Mamă, am luat și CS20 case ăla. Bă, măcar un, bă, știi că 3 meciuri la rând am luat drop azi. Că și pe live în 2 meciuri am luat drop. Eu am luat un drop azi. Coi, asta la mine e al treilea drop, deci dacă am mai luat două pe live, what the fuck. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați acolo un subscribe la fratele nostru Lexu. Să dați și voi aici un like la episod, să facem 1500-2000 de like-uri, depinde câte vreți voi. 2000, cum adică? 2000, na, bine, mane, 2000. Să facem 2000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!